ești Dumnezeul nostru și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea. Doamne mântuiește! Bună ziua și Doamne ajută! Vă zice Adrian Truța din studioul teritorial din Cluj-Napoca al televiziunii române. Pe parcursul celor aproximativ 2 ore de emisie vom urmări împreună Sfânta Liturghie oficiată la Mănăstirea Nicula de către înalt preasfințitul Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului. Acest eveniment este prilejuit de sărbătorirea adormirii Maicii Domnului și în mod specific de cinstirea icoanei Maicii Domnului aflată la Mănăstirea Nicula, mănăstire ce datează încă din secolul al XVI-lea. Doamne, mântuiește pre cei binecredincioși. Doamne, mântuiește pre cei binecredincioși. Înaltă, foarte zveltă, cu mâini și picioare delicate și frumoase, culoarea pielii ca aurul, ochii ca măslina coaptă, ovalul feței desăvârșit, se purta în culorile fecioarelor, roșu și vânăt. Era foarte tăcută și activă. Tot ce făcea era desăvârșit, se mișca cu o grație firească pe care a nevoie o au chiar împărătesele născute în purpură. Cât am stat în casa ei, nu a mâncat cu noi, ci numai seara se retrăgea cu femeile ei pentru a sta la masă. Mi-a vorbit despre fiul ei multe lucruri tainice. Toată înfățișarea și purtarea ei erau atât de dumnezeiești, încât dacă n-aș fi știut că nu ia Dumnezeu, m-aș fi închinat în fața ei ca lui Dumnezeu. Scria la sfârșitul secolului I Dionisie Areopagitul. Doamne, Doamne, caută din cer și vezi și cercetează via aceasta pe care a sădit-o dreapta ta și o desăvârșește pe ea. Doamne, Doamne, caută din cer și vezi și cercetează lumea aceasta pe care a zidit-o dreapta ta și o desăvârșește pe ea. Sfinte, Sfinte, Doamne!
Desfășurarea liturghiei ne găsește în momentul în care corala Psalmodia Transilvanică interpretează imnul Trisagion, Sfinte Dumnezeule, întrerupt de aceste invocații ale arhiereului. Tema simbolică despre coborârea lui Dumnezeu în lume prin Fiul Său este subliniată și completată prin această formă imnografică reprezentată de acest imn. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Niciun alt mijloc nu era mai propriu pentru a mărturisi credința că veșnica prezența lui Dumnezeu cuprinde în sine veșnica prezență a Sfintei Treimi și că nu a fost nicio vreme în care cuvântul să nu fi fost în Dumnezeu și în care să fi lipsit cuvântului Duhul Sfânt. Observați că liturghisitorii și-au pregătit pozițiile în care trebuie să se găsească la începerea lecturilor biblice, care în simbolismul liturghiei reprezintă a doua perioadă din economia mântuirii prin Hristos, în comparație cu cea simbolizată prin cele ce s-au săvârșit și s-au rostit mai înainte la proscomidie, în prima parte a liturghiei. Toate neamurile înțelepciune din epistola către Filipeni a Sfântului Apostol Pavel citire. Să luăm aminte. Fraților, gândul acesta să fie în voi, care era și în Hristos Iisus, care Dumnezeu fiind în chip, n-a socotit o știrbire, a fi El întocmai cu Dumnezeu, ci s-a deșertat pe sine. Chip de rob blând, făcându-se asemenea oamenilor și la înfățișare arătându-se ca un om, s-a smerit pe sine, ascultător, făcându-se până la moarte și încă moarte pe cruce. Pentru aceea și Dumnezeu l-a prea înălțat și a dăruit lui nume care este mai presus de orice nume, ca într-o numele lui Iisus tot genunchiul să se plece ale celor cerești și ale celor pământești și ale celor... Lecturile biblice
în timpul liturghiei reprezintă principalul izvor al credinței și pietății noastre și în același timp unul din mijloacele prin care liturghia ne pregătește pe de o parte ca să ne apropiem și să primim sfințirea prin Sfintele Taine, iar pe de alta ca să putem păstra și rămâne în aceasta. Cuvântul Domnului din Sfânta Evanghelie ne este dat în liturghie ca o lumină pentru mintea, sufletul și inima noastră, așa precum Sfântul Său trup ni se dă spre întărirea și tămăduirea sufletului și a trupului. Cititorule și Duhului tău. Aleluia, scoală-te, Doamne, într-o odihna ta, tu și chivotul sfințirii tale. Jurat-o s-a Domnului David, adevărul și nu-l va lepăda. Aleluia, aleluia. Binecuvintează-n al preasfințite Părinte, Binevestitorule Sfântului Apostole și Evanghelist Luca. Dumnezeu, pentru rugăciunile Sfântului Său Evanghelist Luca, să-ți dea ție celui ce binevestești cuvânt cu putere multă spre plinirea Evangheliei preiubitului Său Fiu, Domnul nostru Iisus Hristos. Să-mi fie mie, după cuvântul vostru, înalt preasfințite Părinete, înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie. Pace tuturor. Și Duhului tău. Din Sfânta Evanghelie de la Luca citire. Aceea a intrat Iisus într-un sat, iar o femeie cu numele Marta l-a primit în casa ei. Și aceasta avea o soră ce se numea Maria, care șezând jos lângă picioarele lui Iisus, asculta cuvintele lui. Marta însă se silia să facă ospăț mare și apopindu-se a zis, Doamne, nu socotești că sora mea m-a lăsat singură să slujesc, spune-i doar ca să-mi ajute. Dar Iisus, răspunzând, i-a zis, Marto, Marto, te silești și de multe te îngrijești, dar un singur lucru trebuiește.
Maria însă și-a ales partea cea bună, care nu se va lua de la ea. Iar când zicea dânsul acestia, o femeie din popor, ridicându-și glasul, a zis către dânsul: fericit este pântecele care te-a purtat și sânii la care ai sopt. Dar Iisus a răspuns: așa este, dar fericiți sunt cei ce ascultă cuvântul lui Dumnezeu și îl păzesc pe el. Pace ție celui ce-ai bine vestit. Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Dumnezeu curățește toate fără de legile tale. Vindecă toate bolile tale. Izbăvește din stricăciune viața ta și te încununează cu milă și cu îndurări. Psalmul 102, versetele 3 și 4. Preacuvioși și preacucernici părinți, domnilor parlamentari, domnule prefect, domnule președinte al Consiliului Județean, domnilor primari, onorate oficialități și iubiți frați și surori, încă o dată Dumnezeu ne-a îngăduit bucuria de a fi împreună la mănăstirea Nicula, cu prilejul hramului, la mănăstirea Nicula, unde este icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului, pe care a zugrăvit-o în 1681 Părintele Luca din Niclod. Dăm slavă lui Dumnezeu că suntem împreună. Iar în cuvântul meu de învățătură, pe care îl intitulez așa: prin rugăciunile Maicii Domnului, Doctorul cel Mare este tămăduitorul sufletelor și al trupului. Prin cuvântul meu de învățătură aș vrea să vă încredințez asupra acestui adevăr. Noi știm că Dumnezeu l-a făcut pe om tânăr, sănătos, frumos și nemuritor. Din
din păcate. A ajuns bătrân, urât, bolnav și muritor. Și întrebarea esențială pe care ne-o punem este: din ce pricină a ajuns așa? Și la această întrebare ne răspunde Sfântul Apostol Pavel în Epistola către Romani, în capitolul 5, versetul 12, unde scrie că printr-un om a intrat păcatul în lume și prin păcat moartea. Și moartea a trecut asupra tuturor prin acela unu în care toți au păcătuit. Așadar, șirul năcazurilor, acesta este păcatul. Apoi suferința, încercările, bolile de tot felul și până la urmă moartea. Ori, noi venim la mănăstire ca Maica Domnului să se roage pentru noi și doctorul cel mare să ne facă sănători. Și lucrul acesta îl facem întotdeauna și în mod special anul acesta, când o lume întreagă este cuprinsă de pandemia pe care o vedeți. Ne rugăm Maicii Domnului să intervină la doctorul cel mare și să ne facă sănători. În cântările noastre de procesiune îi spunem Maicii Domnului tot ce ne doare. Am venit, măicuță, să te mai vedem, să spunem necazul pe care îl avem. Dar în mod special, cei bolnavi vin cu credință, încărcați de suferință, vin vărsând lacrimi amare să primească vindecare. Că Domnul Hristos este doctorul cel mare, ne încredințează Sfântul Chiril al Ierusalimului, care atunci când oamenii se încreștinau în masă, a scris catehezele sale, iar în a 10-a cateheză Sfântul Chiril zice așa, explicând numele Domnului nostru în limba ebraică. Iisus înseamnă mântuitor, iar în limba greacă cel ce vindecă, căci El este doctorul sufletelor și al trupurilor și tămăduitorul celor ținuți de duhuri rele. El vindecă și ochii orbilor, dar în același timp luminează și mințile. Este doctorul șchiopilor, dar îndreaptă și picioarele păcătoșilor spre pocăință. Spune paraliticului să nu mai păcătuiești, dar spune și ia-ți patul tău și umblă. Pentru că trupul se paralizase din pricina păcatului sufletului. A vindecat mai întâi sufletul ca să aducă prin asta vindecare și trupului. El a fost și este doctorul cel mare, doctorul sufletelor și al trupurilor. Iar de-a pururea mijlocitoare către el, către fiul său, este Maica Domnului. Dumneavoastră știți lucrul acesta din rugăciunile pe care le facem. De exemplu, în acatistul Maicii Domnului, în condacul al 13-lea, îi zicem așa, Maica Domnului, vindecă neputințele noastre, cele sufletești și trupești, alungă de la noi toată răutatea și întristarea, dăruiește-ne sănătate și cu rugăciunile tale ne izbăvește de munca cea veșnică. Sau, în acatistul bunei vestirii cerem să ne scape de boală, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de venirea altor neamuri asupra noastră și de războiul cel dintre noi, de toate durerile și de toate îmbulzeala. Dintre toate terapeuticile creștine,
rugăciunea este cea mai la îndemână. Ne rugăm Domnului să ne facă sănătoși, Maica Domnului să intervină pentru noi la doctorul cel mare și să ne dăruiască sănătate și sufletelor și trupurilor. Sfântul Iacov, în epistola sa, ne spune că în biserică Domnul Hristos a lăsat două sfinte taine tămăduitoare, spovedania și maslu. În capitolul 5, începând cu versetul 13, zice Sfântul Iacov: este vreunul dintre voi în suferință să se roage? Este cineva cu inimă bună să cânte psalmi? Este cineva bolnav între voi să cheme preoții bisericii și să se roage pentru el, ungându-l cu un de lemn în numele Domnului? Și rugăciunea credinței va mântui pe cel bolnav și Domnul îl va ridica și de va fi făcut păcate se vor ierta lui. Mărturisiți-vă deci unul altuia păcatele și rugați-vă unul pentru altul ca să vă vindecați, că mult poate rugăciunea stăruitoare a dreptului. Așadar, două taine tămăduitoare avem în Sfânta Biserică: spovedania și maslu. Apelăm la ele, în mod special în post, apelăm la taina spovedaniei și tot creștinul bun să spovedește și să împărtășește. Iar atunci când puterile noastre sufletești și trupești să diminuează, apelăm la taina Sfântului Maslu. Maica Domnului este rugătoare către Domnul Iisus Hristos, Doctorul cel Mare, pentru noi păcătoși. Și 2000 de ani de creștinism sunt mărturie asupra acestui lucru. Venind mai aproape de noi, în România, avem la îndemână o cărticică pe care a scris-o părintele Petroniu Tănase, plecat la Domnul mai anii trecut. El a fost tarețul schitului Prodromu din Sfântul Munte Athos. Și în cărticica respectivă, intitulată Icoane Smerite, aflăm o sumedenie de fapte minunate ale Maicii Domnului, care intervine la Doctorul cel Mare, la Domnul Iisus Hristos, să ne tămăduiască și sufletește și trupește. Și vă dau una dintre relatările părintelui Petroniu Tănase. În secolul trecut, în veacul 20, la mănăstirea Sihăstria, la un moment dat, era iconom al mănăstirii părintele Ilarion Ionică. Ajunsese la 86 de ani și era tot harnic. Și într-o zi s-a dus cu căruța, cu boii, să aducă lemne. Și a căzut un lemn peste picior și i s-a rupt piciorul. Suferea cumplit. Și s-a rugat Maicii Domnului: Maica Domnului, încă nu sunt pregătit să plec, roagă-te Domnului Iisus Hristos să mă facă sănătos. Și într-o seară, ce vede părintele Ilarion Ionică? Vede că intră în chilia lui doamna doctor de la Târgu Neamț. Așa i s-a părut lui. De fapt, era Maica Domnului. Intră în chilia lui și îl vede rugându-se, plângând Maicii Domnului. Și zice: părinte Ionică, de ce plângi? Cum să nu plâng, doamna doctor? Mi s-a rupt piciorul la vârsta asta și nu se mai tămăduiește. Și a zis doamna doctor: nu mai plânge, părinte Ionică, pentru că o să te faci sănătos. Și de la o zi la alta
i-a fost tot mai bine, tot mai bine și s-a făcut sănătos prin rugăciunile Maicii Domnului. O întâmplare, o alta, tot de pe plaiurile noastre românești. Pe la 1934 era directorul seminarului monahal de la mănăstirea Cernica, părintele Chezarie Păunescu, viitorul episcop de la Galați. Și în iarna aceea a fost sărăcie. Nu mai avea nici alimente, nici lemne de foc pentru copiii de la seminarul monahal. Și fiind foarte trist și îngrijorat, într-o seară s-a așezat în fața icoanei Maicii Domnului și a citit Paraclisul din tot sufletul. Ce s-a întâmplat dimineața? Din București a venit o doamnă la mănăstire care a întrebat: unde este chilia părintelui director? Și s-a spus: iată acolo la etaj este chilia părintelui director. S-a dus la părintele director și a zis: părinte director, știu că aveți mare lipsă. Iată, din munca mea v-am adus 5.000 de lei. Erau mult atunci. Să cumpărați ce le trebuie la copii. Și o întreabă părintele: care este numele dumneavoastră ca să vă trec la pomelnic? Și a zis: nu-i nevoie, nu-i nevoie, știe Dumnezeu numele meu. Iată două întâmplări minunate în care Maica Domnului a intervenit la doctorul cel mare, la Domnul Iisus Hristos, doctorul sufletelor și al trupurilor. De câte ori nu intervine Maica Domnului la cei ce vin cu credință aici la mănăstire, la Nicula, și se roagă în fața icoanei ei, o venerează, o sărută și pleacă liniștiți acasă, pentru că pot mult rugăciunile Maicii către prea iubitul său fiu. Știm că prima minune a făcut-o Domnul Iisus Hristos la nunta din Cana Galilei, tocmai la rugăciunea mamei sale. Iată, iubiți frați și surori, de ce în această vreme de pandemie mi-am intitulat predica la rugăciunile Maicii Domnului: doctorul cel mare tămăduiește sufletele și trupurile. Și credem că doctorul cel mare poate tămădui și această pandemie care s-a lățit peste toată lumea. Atât doar că ar trebui ca tot, de la cel mare până la cel mic, să ne rugăm lui Dumnezeu să înlăture această pandemie. Sunt exemple covârșitoare în Sfânta Scriptură că în cazuri de calamități, de necazuri, de molime, de boli, de pandemii, Dumnezeu, la rugăciunile puternice ale oamenilor, s-a milostivit spre ei. Și vă dau un exemplu și chiar vă pun la inimă că după ce veți merge acasă să-l citiți dumneavoastră, este vorba din Vechiul Testament de cartea prorocului Iona. Ninive era cetate mare, cu oameni mulți, însă erau și multe fără de legi, multe păcate, și s-a supărat Dumnezeu pe ei. Și la un moment dat s-a hotărât să-i potopească și l-a trimis pe prorocul Iona să vestească: 40 de zile or fi și Ninive va perii. Ce s-a întâmplat? Regele din Ninive a dat poruncă ca toți cetățenii să se îmbrace în sac, să-și pună cenușă pe cap, să se roage lui Dumnezeu
încă și animalelor să nu li se dea hrană. Și prin post și rugăciune a fost cruțată cetatea Ninive. Eu zic că prin post și rugăciune Dumnezeu ar înlătura și pandemia care s-a întins în toată lumea. Acum, noi nu-i putem convinge pe toți oamenii din lumea aceasta să se roage, dar dumneavoastră care iubiți pe Maica Domnului, vă rugați pentru familiile dumneavoastră, pentru cei bolnavi pe care îi cunoașteți și, de ce nu, vă rugați și ne rugăm pentru toată lumea cuprinsă de suferință. Acesta este cuvântul meu la acest praznic minunat al adormirii Maicii Domnului. Rugăciune. Tainele tămăduitoare, spovedania și maslul ne ajută foarte mult. Și de aici, de la acest loc de rugăciune, plecăm întăriți la casele noastre. În suflet ducem credință, dragoste și pocăință. În suflet ducem tărie și cerească bucurie. Niciodată nu-mi uita, Marie, dragostea ta, cine vom ruga mereu? La Maica lui Dumnezeu. Amin. Să zicem toți din tot sufletul și din tot cugetul nostru, să zicem... Am ascultat împreună mângâietorul cuvânt, mângâietoarea predica în al preasfințitului părinte și părinte arhiepiscop și mitropolit Andrei. Și sperăm că acest cuvânt să ne zidească în lupta noastră spirituală și medicală împotriva pandemiei. În altă ordine de idei, e bine să amintim care este originea acestui pelerinaj de la Nicula. La începutul anului 1699, miracolul lăcrimării icoanei Maica Domnului cu pruncul de la Nicula este recunoscut de autoritățile politice și de cele religioase din Transilvania. Momentul a fost succedat de o procesiune fastoasă a icoanei către capela din localitatea Mănăstirea, județul Cluj, reședința celui mai important nobil din zonă, anume contele Sigismund Cornis. Imediat a început ancheta pentru verificarea minunii lăcrimării, întocmindu-se o comisie care a consemnat declarațiile martorilor părtași la vărsarea lacrimilor. În lista persoanelor anchetate debutează cu Mihai Popa, preot slujitor în biserica de la Nicula, care îl reclamă ca autor al icoanei pe pictorul Luca din Niclod, fiind donată de nobilul Ioan Cupșa pentru biserica din Nicula. Acestuia i-a urmat contele Sigismund Cornis, care declară: am văzut cu ochii mei lacrimile din ochii preasfintei Fecioare Maria. A fost ascultat sub jurământ 28 de martori care au susținut lacrimile vărsate din ochii Maicii Domnului. Odorul revine, în urma unei istorii tumultoase, în posesia comunității din Nicula, unde de peste trei viacuri este cinstit cu mare evlavie, iar tiparul iconografic al Maicii Domnului, Hodiditria, adică cea care arată calea, a fost frecvent reprodus de pictori din Transilvania secolelor al XVIII-lea, respectiv al XIX-lea. Frații noștri, preoți, mânahi, diacon, diacon, mânah și mânahi, și pentru toți cei întru Hristos, frații noștri. Doamne, miluiește!
ne rugăm pentru fericiți și pururea pomeniți. Ctitone sfinte mănăstirii acesteia și pentru toți cei mai dinainte adormiți. Imaginile pe care le-am avut și pe care le vom vedea pe micile noastre ecrane surprind evlavia creștinilor transilvăneni și nu numai, în fața Maicii Domnului care ne primește la sânul ei. Mărturiile oamenilor de la sfârșitul secolului al XVII-lea sunt pe cât de simple, pe atât de covârșitoare. Am văzut că din ochii micuțului Iisus, așa cum era pictat, și din ambii ochi ai fericitei Fecioare, a curs câte o umezeală în formă de picătură, nu numai o dată sau de două ori, ci de mai multe ori. Așa suna declarația unuia dintre martorii ascultați sub jurământ în ancheta referitoare la lăcrimarea icoanei. Binefăcătorii și miluitorii catedralei mântuirii neamului și pentru toți ziditorii și lucrătorii ce se ostenesc înălțarea acesteia pentru sănătatea mântuirii și ajutorul lor. Cea mai importantă slujba bisericii, liturghia, ne oferă cadrul intrării în împărăția lui Dumnezeu. Evoluția ei pleacă de la o simplitate originară până la bogăția de azi, fiind alcătuită în jurul a patru acțiuni întreprinse de Mântuitorul Hristos la cina cea de taină. Patru verbe: a luat, a binecuvântat, a frânt și a dat. Rugăm-ne mult, milostive Doamne, auzi-ne și ne miluiește. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Ca niște tămâie cu bun miros și ca o ardere de tot, bine primită să-ți fie întru tot, bunule stăpâne, această mulțumire pe care ți-o aduce robul tău, arhimandritul Nicolae, starețul mănăstirii acesteia, dinpreună cu tot soborul, și pe care ți-o aducem noi toți, pentru toate darurile pe care mereu și cu belșugare le reverși asupra noastră, și ca pe Domnul și Stăpânul și Binefăcătorul, te slăvim, îți cântăm, te lăudăm, și iarăși căzând înaintea ta, ne rugăm cu umilință ca într-o nemăsurată ta milostivire, după cum ai binevoit a ne primi rugăciunile, așa și pe mai departe, învrednicește-ne să sporim în dreapta credință, în dragoste față de tine și față de aproapele nostru și întru toate faptele cele bune. Rugăm-ne mult, milostive Doamne, auzi-ne și ne miluiește. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Doamne, Mântuitorul nostru, Cel ce a intrat în templu la înjumătățirea praznicului și pe oameni i-a învățat, încât se mirau popoarele și ziceau,
De unde știe acesta scripturile, nefiind învățat? Și David grăiește, veniți fiilor, ascultați-mă și vă voi învăța frica Domnului. Cel ce l-a învățat pe Solomon înțelepciunea, cu milă și cu îndurări, cercetează-i pe copiii noștri, pe tinerii noștri și le luminează mintea ca să priceapă toată învățătura cea bună și folositoare, ca prin înțelepciune și prin viață bună să fie ei bucurie părinților și întărire sfintei noastre biserici și țării noastre. Rugăm-ne mult, milostive Doamne, auzi-ne și ne miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! În Sfânta Liturghie, creștinul contemplă nu numai cu mintea, ci și cu credința opera și taina mântuirii. De aceea credincioșii sunt conduși de la meditația discursivă, prin rugăciunile, imnele și lecturile din liturghia cuvântului, la meditația contemplativă, prin care puterile sufletului se avântă dincolo de contingențele banale ale vieții, spre a simți prin credință prezența lui Dumnezeu și a harurilor sale. Ne rugăm pentru cei ce aduc daruri și fac bine în sfântă și tot cinstită biserica aceasta, pentru cei ce sostenesc, pentru cei ce cântă și pentru poporul ce stă înainte și așteaptă de la tine mare și multă milă. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Iară și iară în pace Domnului să ne rugăm. E potrivit să amintim că Sfânta Scriptură nu ne transmite informații istorice referitoare la un sfârșit pământesc al Fecioarei Maria. Singurele izvoare ale tainei adormirii sale rămân tradițiile primelor veacuri creștine, care s-au transmis la început pe cale orală, din generație în generație, și și-au aflat mai apoi expresia scrisă în apocrifele populare. Părinții noștri, într-o credință, s-au folosit de acestea atunci când și-au alcătuit omiliile și imnele de la praznicul adormirii Fecioarei, nu înainte însă de a le supune unui proces de decantare și receptare critică selectivă, făcând abstracție de elementele pitorești ale evlaviei populare, pentru a da loc aprofundării elementelor teologice. Așadar, potrivit apocrifelor, Maica Domnului a murit la Ierusalim și a fost înmormântată în Ghețimani. În aceste mărturii ale tradiției există o unanimitate în ceea ce privește moartea și înmormântarea Maicii Domnului, ceea ce dovedește că autorii lor se întemeiau pe o tradiție orală foarte puternică. Nu există însă nicio tradiție legată de șederea pe muntele Sion și data morții. Proslăvirea Maicii Domnului scapă ea însăși oricărei mărturii omenești. Căci a slujit ție este lucru mare și înfricoșător, chiar pentru puterile cerești, dar totuși pentru iubirea ta de oameni cea negrăită și nemăsurată, fără mutare și fără schimbare, te-ai făcut om și arhiereu al locului te-ai făcut. Și ca un stăpân a toate ne-ai dat slujirea sfântă a acestui jertfe liturgice și fără de sânge, că numai Tu, Doamne Dumnezeu... Ceea ce urmărim acum este rugăciunea tainică din timpul cântării Heruvicului, care constituie un scurt și concentrat exercițiu spiritual
și o formulă țesută din accente ascetice vibratoare, menite să purifice sufletele liturghizitorului și să-l promoveze cel puțin pe o primă treaptă a urcușului spiritual, corespunzător atmosferei de taină a liturghiei credincioșilor. Și să jertfesc Sfântul și Preacuratul tău trup și scumpul tău sânge, că la tine vin plecând drumarii mei și mă rog ție să nu întorc fața ta de la mine, ni să mă lepezi dintre slujitorii tăi, ci binevoiește să fie aduse darurile acestea de mine păcătosul și nevrednicul tău rob, că tu ești cel ce aduci și cel ce te aduci, cel ce primești și cel ce te împari. De viață păcătorii acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Dumnezeule, curățește-ne pe noi păcătoșii și ne miluiește. Dumnezeule, curățește-ne pe noi păcătoșii și ne miluiește. Noi care pe heruvim cu taină închipuim și făcătoarii de viață trăim, între ei sfântă cântare ți-aducem, toată grija cea lumească de la noi să o lepădăm. Ave păratul tuturor să-L primim pe cel nevăzut de conjurat, de ce prea îngerești, aliluia, aliluia, aliluia. Noi care pe heruvim de viață trăim, între ei sfântă cântare aducem, toată grija cea lumească de la noi să o lepădăm. Ave păratul tuturor să-L primim pe cel înconjurat, în chip nevăzut de ce prea îngerești, aliluia, aliluia, aliluia. Noi care pe heruvim cu taină, chimbi și văzătoare de viață trăim, între ei sfântă cântare aducem, comentatori ai liturghiei, Vohodul cel Mare, momentul care urmează intonării imnului heruvic, este considerat ca o reprezentare simbolică a lorii de pe cruce, a trupului Domnului și a înmormântării Lui. Precum cei doi ucenici ascunși, Iosif și Nicodim, nu l-au mormântat pe Golgota, ci l-au luat și l-au transportat în grădina în care se afla mormântul unde l-au pus, precum ne relatează Evanghelia Sfântului Evanghelist Ioan, tot așa preotul și diaconul, venind la proscomidiar, iau sfintele vase cu simbolurile materiale ale trupului și sângelui Domnului, pe care le transportă în procesiune solemnă pe Sfânta Masă, privită ca simbol al mormântului. Sure.
din scopurile principale ale ritualurilor intrării celei mari sau ale vohodului cel mare este pregătirea duhovnicească, spirituală a slujitorilor pentru aducerea Sfintei Jertfe. Un loc important în acest sens, așa cum am mai precizat, îl ocupă rostirea în taină de către preot a rugăciunii Nimeni nu este vrednic. Aceasta atrage atenția preotului asupra răspunderii personale pe care o are, căci numai hirotonia nu îl face în mod automat un slujitor vrednic. Biserica nu neagă validitatea tainelor săvârșite de orice preot, însă biserica cunoaște și recunoaște totodată înfricoșătoarea realitate a dependenței vieții bisericești de demnitatea sau nedemnitatea acelora cărora le este încredințată economia tainelor lui Dumnezeu. Așadar, e de dorit să nu căutăm doar minimul, validitatea, ci însăși plinătatea vieții în Hristos, trăită în biserică, prin slujbe și, în mod deosebit, prin Sfânta Liturghie. Să o pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa totdeauna, acum și pururia și în vecii vecilor. Amin. Pe prea fericitul părintele nostru Daniel, arhiepiscopul Bucureștilor, mitropolitul Munteniei și Dobrogei, locțiitorul tronului Cezarei Capadociei și Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, să-l pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Pe binecredinciosul popor român de pretutindeni, pe conducătorii țării noastre, pe mai mari orașelor și ai satelor și pe iubitoarea de Hristos armată, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Pe părintele stareț Nicolae Arhimandritul, dinpreună cu tot soborul Sfintei Mănăstirii acesteia, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Pe frații noștri, arhierei, preoți, ieromonahi, ierodiacon, diacon, monahi și monahii, tot clerul bisericesc, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Arhieria voastră, să o pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Totdeauna, în timpul acestui ceremonial, liturghisitorul, clericul, fie el preot sau arhiereu, face o seamă de pomeniri care debutează cu amintirea celui superior ierarhic. În cazul nostru, mitropolitul l-a pomenit pe prea fericitul părinte patriarh Daniel. Obiceiul datează din secolul al XI-lea, când proscomidiarul, aflându-se în spatele bisericii, în speță în spatele bisericii Sfânta Sofia din Constantinopol, dădea ocazia ca diaconii și preoții care transportau aceste sfinte din spatele bisericii către altar să pomenească pe cei care i-au învrednicit să slujească. Astăzi, proscomidiarul se află undeva în partea stângă a altarului, iar
la Nicula, pe această scenă amenajată în exteriorul bisericii, se află undeva în stânga spate. Să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Pe fericiți eroi căzuți pe toate câmpurile de luptă și în toate locurile, pentru unitatea, pentru demnitatea țării noastre și pe frații noștri căzuți în temnițe, în lagăre și în deportări. Să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Pe toți cei adormiți din neamurile noastre, strămoși, moși, părinți, frați, surori, soți, soții, fii și fiice, și pe toți cei dintr-o rudenie cu noi, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Și pe voi, pe toți, drept măritorilor creștini, Domnul Dumnezeu să vă pomenească într-o împărăția sa totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Rugăciunea noastră Domnului. Doamne, miluiește! Pentru cinstitele daruri ce sunt puse înainte Domnului să ne rugăm. Pentru Sfântă Biserica aceasta și pentru cei ce credință cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră, se roagă întrânsa Domnului să ne rugăm. Miluiește! Putem aminti și câteva date istorice despre sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului. Informații documentare despre această sărbătoare nu avem înainte de viacul al V-lea. Cert e că în regiunea Siriei exista cu siguranță o sărbătoare în care era celebrată ziua Mariei Teotocos. La fel în spațiul ierusalimitean, în cel georgian, în care era sărbătorită sfințirea unei biserici a Maicii Domnului, o biserică ctitorită de o văduvă bogată pe nume Ichelia Romana.
Împăratul bizantin Mauriciu, care a domnit în secolul al VI-lea, între 582 și 603, a rectitorit Biserica Maicii Domnului în Ghețimani și a pus-o în legătură cu locul mormântului ei, care, potrivit tradiției, se afla în acest loc. Avem aici, așadar, geneza acestei sărbători, care ulterior s-a generalizat în tot spațiul creștin, răsăritian și occidental, deopotrivă. Cele bune și de folos sufletelor și trupurilor noastre la Domnul să cerem. Cealaltă vreme a vieții noastre în pace și de bucăință o să vreșim de la Domnul să cerem. În spațiul apusian, Papa Teodor I, care a păstorit Biserica Occidentală între 642 și 649, el însuși originar din Ierusalim, a fost cel care a generalizat sărbătoarea și a impus ca dată de prăznuire ziua de 15 august. La început, aceasta purta în tradiția liturgică occidentală denumirea de adormire, dar mai târziu, odată cu promulgarea noilor dogme mariale, sărbătoarea și-a schimbat denumirea în Asumpțiune sau Mutarea cu trupul la cer. Acest fapt nu i-a scăzut din importanță. Până astăzi, suficiente state occidentale, consacrând ziua, dând liber de la stat, așa cum ne-am exprimat într-o manieră mai simplificată, și lăsând sărbătoarea Maicii Domnului în locul în care este nevoie să fie. Lui Hristos Dumnezeu să o dăm. A născut Fiului Tău, cu care ești binecuvântat, împreună cu Preasfântul și Bunul și de viață, Făcătorul Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pace tuturor. Să mărturisim. Pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfânt. Sărbătoarea adormirii Maicii Domnului este precedată de o perioadă de post de 2 săptămâni. La început, durata postului adormirii Maicii Domnului era diferită pentru creștini. Cei din Antiohia posteau o zi, pe 6 august, în vreme ce la Ierusalim acest post ținea 8 zile. Existau și creștini care posteau toată luna august, în vreme ce alții posteau în luna septembrie. Uniformizarea datei și a duratei postului a avut loc în secolul al XII-lea la un sinod local din Constantinopol, condus de patriarhul ecumenic Luca Chrysovergis. Așadar, aici s-a stabilit că acest post să fie ținut începând cu 1 august și să se termine pe 15 august, ziua prăznuirii adormirii Maicii Domnului. Evlavia creștină transilvaniană a consfințit un alt obicei, și anume ca în fiecare seară din acest post să se cânte sau să se rostească paraclisul adormirii Maicii Domnului, urmat de câte o cateheză, adică o predică mult mai amplă pe teme date. În imaginile pe care le surprindem, observăm cum
se rostește crezul sau simbolul de credință Niceo-Constantinopolitan. Fecioara Maria și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat și a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi și s-a înălțat la ceruri și șade la dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Și întru Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl purcede, cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a grăit prin proroci, într-una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc un botez spre iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Amin. Să stăm bine, să stăm cu frică, să luăm aminte. Sfânta jertfă cu pace o aduce. Harul Domnului nostru Iisus Hristos, dragostea lui Dumnezeu Tatăl și împărtășirea Sfântului Duh să fie cu voi cu toți. Și cu chiar dacă plouă intens la Mănăstirea Nicula, pelerinii aflați acolo respectă și au respectat întocmai regimul liturgic specific acestui mare praznic. Acesta prescria o priveghere de toată noaptea pentru praznicul Adormirii Maicii Domnului. Privegherea are loc nu doar la această mănăstire, ci și în alte sanctuare mariale și în alte locuri de pelerinaje importante. Privegherea culminează, așa cum bine știți, cu intonarea prohodului Maicii Domnului, alcătuit de Manoil Corintianul în secolul al XVI-lea și completat ulterior cu o serie de tropare din rânduiala slujbei de la schitul Ghețimani. La sfârșitul celebrării, în mod obișnuit, epitaful Maicii Domnului este purtat într-o procesiune în jurul bisericii, însoțit de cântări închinate Fecioarei. Anul acesta, din cauza restricțiilor și a precauțiilor sanitare, acest ultim pas, adică al procesiunii în jurul bisericii, a fost restrâns la o simplă rugăciune. Cântarea de biruință cântând, strigând, glas înălțând și grăind. Sfânt, 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 Domnul Savaot, plin este cerul și pământul de slava ta, Osana întru cei de sus, binecuvântat este cel ce vine într-un numele Domnului. Mulțumim și binecuvântând, simțind și frângând, a dat Sfinților ce ce nici a fost odicând.
luați, mâncați, acesta este trupul meu care se frânge pentru voi spre iertarea păcatelor. Beți dintr-o acesta toți, acesta este sângele meu al legii celei noi, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Precum se vede, liturghisitorul, în persoana arhiereului, urmărește prin acest dialog să angajeze pe credincioși într-o unitate sufletească cu sine, cât mai desăvârșită, la înălțarea rugăciunii Sfintei Jertfe. Rugăciunea Sfintei Jertfe nu este deci numai a preotului, ci și a credincioșilor. Ei iau parte la serviciul anaforei, prin intermediul coralei, precum s-a putut înțelege deja din dialogul în care stau cu liturghisitorii. Cele noi ești nouă, celor ce ne rugăm ție. Inimă curată, zidește Tu, Dumnezeule, și nu te plinești Tu cele din lăuntoare noastre. Doamne, cel ce-ai trimis pe prea Sfântul Tău Duh în ceasul al treilea apostolilor Tăi, pe acesta bunule nu lua de la noi, ci lenoiește într-o noi cei ce ne rugăm ție. Nu ne lepăda pe noi de la fața Ta și nu Tău cel Sfânt nu lua de la noi. Doamne, cel ce-ai trimis pe prea Sfântul Tău Duh în ceasul al treilea apostolilor Tăi, pe acela bunule nu lua de la noi, ci nu lăiești nouă celor ce ne rugăm ție. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Încă aducem Ți-a această trupă cu vecii Tău. Sfințele Părinte, Sfânta Pâine. Și adică pâinea aceasta, cinstit trupul Hristosului Tău. Amin. Binecuvântați-l al prea Sfințele Părinte, Sfântul Potir. Și aceea ce este în potirul acesta, cinstit sângele Hristosului Tău. Amin. Binecuvântați-l al prea Sfințele Părinte, pe amândouă sfinte. Prefăcându-le cu Duhul Tău cel Sfânt. Amin. Am asistat cu toții la momentul culminant al Sfintei Liturghii, atins prin rugăciunea de chemare sau de invocare a Sfântului Duh, epicleza asupra darurilor, pentru a fi transformate în trupul și sângele lui Hristos, jertfite pentru mântuirea lumii. Ai ales pentru prea sfânta, curata, prea binecuvântata, slăvita stăpâna noastră, de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioara Maria. Thank you.
Ascultăm în aceste momente interpretarea imnului Axion, adică un imn închinat Maicii Domnului. Pe perioada întregului an bisericesc, în mod obișnuit, se cântă Cuvine-se cu adevărat, iar primele cuvinte din acest imn în limba greacă sună astfel, Axion estim, de aici și încetățenirea denumirii de Axion pentru toate cântecele adresate Maicii Domnului. Fiind un praznic împărătesc, această sărbătoare are imnul ei specific, pe care îl ascultăm cu multă plăcere și cu mult drag, interpretat de Corala Psalmodia Transilvanica. Pomenește, Doamne, pe preafericitul părintele nostru Daniel, arhiepiscopul Bucureștilor, mitropolitul Munteniei și Dobrogei, locțitorul tronului Cezarei Capadociei și patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, pe care dăruiește-l sfintelor tale biserici în pace, întreg, cinstit, sănătos, îndelungat în zile, drept învățând cuvântul adevărului tău. Pomenește, Doamne, pe înal preasfințitul părintele nostru Andrei, arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, pe care îl dăruiește sfintelor tale biserici în pace, întreg în cinste, sănătos, îndelungat în zile, drept învățând cuvântul adevărului tău. Cine de nou cu gură și cu inimă a cânta și a mări, prea cinstituși de mare cuvință numele tău,
al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Și să fie milele mare lui Dumnezeu și Mântuitorului nostru Iisus Hristos cu voi, cu toți. Poruncește, poruncește, poruncește înalt preasfințite părinte spre cele ce vi se aduce înainte. Epodiaconul Sofronie, spre a fi hirotonit, Ierodiacon. Spune-ți-lor lucenici care în magile pe care le putem observa cu ușurință, observăm cum un candidat este hirotonit în treapta de ierodiacon, adică de diacon și monah totodată. Acesta este purtat de către cei diacon în jurul mesei, pentru că la sfârșitul fiecărei încercuiri a mesei se facă câte trei metanii în fața ierarhului. Corala interpretează câte trei piese pentru ca mai apoi ierarhul să rostească rugăciunea care îl va consfinți pe acesta într-un ierodiacon. Har, cel ce totdeauna pe cele neputincioase le vindecă și pe cele cu lipsă le împlinește, rânduiește pe preacuviosul ipodiacon Sofronie să ne rugăm dar pentru acesta ca să vină peste el harul întru tot Sfântului Duh. Domnului să ne rugăm. Doamne miluiește. Doamne Dumnezeul nostru, cel ce cu a ta mai înainte știință ai trimis darul Sfântului Duh peste cei ce s-au rânduit de puterea ta cea neurmată a fi liturghisitori și a sluji preacuratelor tale taine, însuși stăpâne și pe acesta care bine ai voit a se rândui prin mine în slujirea diaconiei, păzește-l întru toată sfințenia, având taina credinței în cuget curat, dăruiește și lui harul pe care l-ai dăruit lui Ștefan, întâiul tău mucenic, pe care l-ai chemat cel din tâi la lucrarea diaconiei și îl învrednicește pe dânsul, după a ta bună plăcere, a economisit treapta cea dăruită lui de a ta bunătate, pentru că cei ce bine slujesc, bună cinstire și agonisesc,
și-l arată pe dânsul desăvârșit slujitor al Tău, ca Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cu pace Domnului să ne rugăm. Pentru pace de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm. Pentru pace toată lumea, pentru bunăstarea Sfintelor de Dumnezeu, biserici și pentru unirea tuturor, Domnului să ne rugăm. Pentru noi, prea Sfințitul Arhiepiscopul și Mitropolitul nostru, Andrei, pentru arhieria, apărarea, îndelunga slujire, pace, sănătatea și mântuirea lui și pentru lucrul mâinilor lui, Domnului să ne rugăm. Pentru Domnul Dumnezeu, sofronie, care acum se poinisește, erudiacon și pentru a lui mântuire, Domnului să ne rugăm. Domnul de oameni, Dumnezeu să-i dăduiască lui diaconie curată și neprihănită, Domnului să ne rugăm. Pentru mănăstirea aceasta, satul acesta, țara noastră, pentru toate mănăstirile, orașele și satele, și pentru cei ce credințe viețuiesc într însele, Domnului să ne rugăm. Pentru ca să fim izbăviți noi de tune cazul, mânia, primejdea și nevoia, apără, mântuiește, minuiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Pe prea sfântă, prea curată, prea binecuvântată, mărita asemenea noastră de Dumnezeu, născătoarea și pururia Fecioara Maria, cu toți sfinții să o pomenim. Pe noi înșine și unii pe aleții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Dumnezeule, Mântuitorul nostru, Cela ce cu nestricăciosul Tău grai ai dat apostolilor Tăi legea diaconiei și pe întâiul mucenic Ștefan l-ai arătat a fi unul dintre ei și pe dânsul întâi l-ai chemat a împlini slujba diaconiei, precum este scris în Sfânta Ta Evanghelie, cel ce voiește să fie întâi între voi să fie vouă slugă, Tu, Stăpâne al tuturor, și pe robul Tău, Sofronie, pe care l-ai învrinjit, a intrat în slujba diaconiei, umple-l de toată credința, dragostea, puterea și sfințenia prin venirea Sfântului și de viață Făcătorului Tău Duh asupra lui, căci nu prin punerea mâinilor mele peste dânsul, ci prin trimiterea îndurărilor Tale celor multe, să dă celor vrednici ai Tăi harul, pentru că așa acesta, în afară de orice păcat, să se înfățișeze Ție curat, în ziua cea înfricoșătoare a judecății Tale și să primească nemincinoasa răsplata făgăduinței Tale, că Tu ești Dumnezeul nostru și Ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. În Biserica Ortodoxă, precum și în Biserica Romano-Catolică, există trei mari trepte ale slujirii preoțești. Treapta de diacon, treapta de preot și treapta de episcop. Pentru a accede la ele, candidatul trebuie să își statornicească statutul marital. În acest caz, tânărul monah Sofronie a ales calea călugăriei, adică ascultării totale, a sărăciei de bunăvoie și a fecioriei asumate. Imediat după rostirea rugăciunii de hirotomie, ierarhul îi înmâniază o parte din veșmintele prin care el va fi recunoscut de către ceilalți slujitori ca fiind diacon.
Sfântul Sfinții, pomenindu-i iară și iară cu pace Domnului, să ne rugăm. Pentru cinstitele daruri ce s-au adus și s-au sfințit, Domnului să ne rugăm. Ca iubitorul de oameni Dumnezeul nostru, Cel ce le-a primit pe dânsele sfintele cele mai presus de ceruri, și dumnezeiescul har și darul Sfântului Duh, să ne rugăm. Miluiește! Unitatea de credință și împărtășirea Sfântului Duh cerând. Acum liturghia a revenit la firul său narativ, în care darurile bisericii au fost primite în jertfa trupului și sângelui Domnului, adică a naturii umane a Fiului lui Dumnezeu. Hristos a fost astfel nu doar preotul jertfei sale, ci și altarul pe care au fost primite darurile noastre într-un miros de bună mireasmă duhovnicească. Urmează intonarea rugăciunii Tatăl nostru. Sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, cine izbăvește de cel rău? Că a Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pace tuturor. Și capetele voastre Domnului să le plecați. Cu harurile și gândurile și cu iubirea de oameni ale unei a născut Fiului Tău, cu care ești binecuvântat împreună cu Preasfântul și Bunul și de viață, Făcătorul Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. În acest moment, așa cum ne spune fericitul Augustin, preoții procedează întocmai ca avocații, și anume înfățișează puterii milostive pe cei de sub protecția lor, adică pe credincioșii lor, prin punerea mâinii. Toate acestea ei le cer de la Părintele Ceresc pentru meritele Mântuitorului și prin mijlocirea lor, prin mărturisirea pe care o fac prin ecfonisul pe care tocmai l-am ascultat. Iubiți credincioși, să uităm de ploaie, să ne ridicăm sufletele, inimile, gândurile către ceruri, către Maica Domnului și să-i cântăm cu toată dăruirea câteva cântări în cinstea ei. O Măicuță Sfântă, cu drag am venit la Nicula în Codru, în locul sfințit. Am venit, Măicuță, să ne mai vedem, să spunem necazul care îl mai avem.
O Maicuță Sfântă, cu drag am venit la Nicola Codru, în locul sfințit. Am venit, Maicuță, cu capul plecat, ne-am zis rugăciunea și am lăcrimat. În genunchi, Măicuță. Priceasna este o cântare bisericească specifică spațiului transilvan. Așa cum am auzit în aceste momente pe fundal, ea vine să completeze și să reflecte credința și evlavia credincioșilor din acest spațiu. Cu siguranță că o astfel de compoziție nu este privită cu cei mai buni ochi în alte spații, dar ea arată specificul sufletului creștin din aceste ținuturi. Pentru a completa cumva lista curiozităților istorice referitoare la această sărbătoare, putem aminti un lucru foarte interesant, și anume că un decret din anul 1297 al împăratului bizantin Andronic al II-lea prevedea ca pomenirea Fecioarei Maria să fie sărbătorită pe parcursul întregii luni august, din 1 până în 31 august. Așadar, prin acest edict imperial bizantin, luna august a fost proclamată oficial luna Maicii Domnului. Vă citez o propoziție din acest decret. Deci cuvine se ca praznicul adormirii să fie prăznuit nu doar o singură zi, ci luând început odată cu luna, să o străbată întreagă și să se încheie odată cu ea. Dă-ne-a ta credință. Este întâmplător că luna august, a 12-a și ultima lună a anului bisericesc, care începe în 1 septembrie, această lună este închinată Maicii Domnului, care, ca întruchiparea Sfințeniei, la care e chemată lumea întreagă și a desăvârșirii bisericii, încununiază întreaga creație, cosmosul și timpul, ca o femeie înveșmântată cu soarele și luna sub picioarele ei, pe cap purtând o cunună din 12 stele, așa cum regăsim în capitolul al 12-lea din Apocalipsă. Să fie oare o simplă coincidență sau un fel de freamăt cosmic, fenomenul astronomic al ploii de meteor asociați cometei Swift Tuttle, care marchează în fiecare an, în mijlocul lunii august, maxim observabil în 14 august, când cerul poate fi brăzdat de zeci de așa zise stele căzătoare?
Sărbătoarea adormirii Maicii Domnului a fost numită și Paștele Verii. Pentru Maica Domnului, trupul ei deiform, care a purtat focul dumnezeirii fără a fi aprins, nu a putut fi înghițit de stricăciune. Deși născută în natura umană, supusă stricăciunii și urmărilor căderii, ea a devenit nestricăcioasă conform cuvintelor Sfântului Apostol Pavel. Căci trâmbița va suna și morții vor învia nestricăcioși, iar noi ne vom schimba. Căci trebuie ca acest trup stricăcios să se îmbrace în nestricăciune și acest trup muritor să se îmbrace în nemurire. 1 Corinteni, capitolul 15. În acest fel, trupul sfânt al Fecioarei Maria, preschimbat duhovnicește și înviat, s-a smuls din îmbrățișarea pământească a Humei, mutându-se într-o îmbrățișare necreată și dătătoare de viață a Preasfintei Treimi. La icoană ne închinăm și pe tine te rugăm, Maica mea, Maicuța mea, roagă-te la Fiul tău, la prea bunul Dumnezeu. Roagă-te la Fiul tău, roagă-te la Fiul tău, la prea bunul Dumnezeu, Maica mea. Roagă-te cu lacrimi multe lui Iisus să ne ajute. Ce vedem atunci când ne uităm la acest pelerinaj al Maicii Domnului de la Mănăstirea Nicula? Vedem serafice siluete ale ostenitorilor de toate vârstele, plecați cu genunchii și mâinile în pământ, înconjurând lăcașurile sfinte în rugă, în lacrimi și suspine. Vedem prezența Maicii Sfinte ca un sărut dulce și tandru de mamă, care alină singurătatea ceasurilor amare. Ne aprindem câte o lumânare care să ne topească gheața inimii, șoptim rugi din adâncul sufletelor și simțim răspunsul ei la glasul strigătului inimii și sperăm în câștigarea bunăvoinței cerești. Pentru noi cei nevrednici și zdrobiți de păcat, așteptăm viața de veci. Maica mea, Maicuța mea, cere-i să ne ocrotească și să nu ne pedepsească. Cere-i să ne ocrotească. Suntem păcătoși și răi, dar suntem copiii tăi. Suntem păcătoși și răi. Suntem păcătoși și răi, dar suntem copiii tăi. Maica mea, Maicuța mea, ești Maicuța noastră dragă și ne ierți iară și iară. Ești Maicuța noastră dragă, ești Maicuța noastră dragă,
amintim cu maximă larghețe și convingere cuvintele Sfântului Siluan Atonitul, probabil cel mai mare mistic al secolului al XX-lea. El scria că, fără îndurarea Maicii Domnului, aș fi pierit de mult, dar i-a vrut să mă cerceteze, să mă îndemne, să nu mai păcătuiesc. Și mi-a spus, nu-mi place să văd ceea ce faci tu. Cuvintele ei erau liniștite și blânde și au lucrat cu puterea supra sufletului meu timp de 40 de ani. Nu știu ce i-aș putea da în schimb pentru dragostea ei față de mine păcătosul și cum aș putea mulțumi pe Maica Domnului.